Salutare, prieteni, și voi sunteți de canalul Andreas Music and Fun Channel. Și astăzi a venit timpul să-mi despletesc codițele mele. Ia priviți, deja mi-am despletit foarte multe. Și priviți cum arăt, foarte prețioasă. Super! Aici sunt alături de mama. Foarte prețioasă. Încă nu toată crăcioasă, dar sunt... Jumătatea. Da. Chestia asta, adică această șuviță s-a despletit din păcate și acum o port așa. Vă putea să nu pun așa și aici să pun o agrafă, dar... Da, e frumos. Că îmi place foarte mult. Ia priviți, cred că de o oră, da, de o oră ne chinuim să desfacem aceste câte, de la ora 5, și acum e ora. O, doamne, de la ora 3 la 4. De la ora 5 și acum e ora 4. Nu, am încărcat. De la 3 și acum e 4 și 5 minute. Hai, desfaci tu. Ah, fac aici și filmez vlog și fac treaba, dar tu, hai femeia, hai eu despre. Vedeți ce mamă șmecher am? Eu fac vlog, dar ea... Hai că desfac și eu. Priviți, acum și vă arăt eu cum o desfac. La început e greu, pe aici e mai ușor și aici tot e greu. La pe cine mă ajută mama. Dar uitați-vă cât de crețoasă. Mai de cenă? Nu știu cu ce seamănă așa de crăcioasă. Crăcioasă știu. Cu un pudel. Pudel? Uh-huh. Rasă de câine? Da. Ham, ham, ham. Doamna și vagabondul. Ca să fiu un câine. Ce căfăriți le face cu părul ăsta, crezi? Două codițe. Două codițe, da. Da, okay. Dar nu doar asta. Mai multe. Codii, okay. Adică o să încercăm și o să facem poze. Da. Bun. E foarte greu să despletești doar o câță din asta. Da, pentru că super groase gățele tale. Mama mea e foarte glumeață, adică nu credeți. Nu credeți că ele sunt foarte subțiri. Dar din toată subțireala asta... Bine, unele nu sunt atât de cred. Ce cuvânt e asta, subțireală? Nu știu, l-am inventat eu. În toată subțireală asta. Mam, tu doar nu simt vlogul ăsta. Ce? Fii și tu puțin mai serioasă, că nu mai râzi în vlogul ăsta. Bine, bine. Gata. Că în vlog nu se râde. Nu. Adică se râde dacă râzi pentru cineva. Dar... Nu. Adică... Nu înțeleg ce spun mama. Așa. Hai să te vedem și cu tot capul despletit. Bine? Ok. Și o să te arăt și de la spate. Bine. Acum a sosit momentul adevărului. Ia priviți! Ce crețoasă sunt! Deci, dragi fetițe, dacă vreți și voi să aveți părul atât de buclat, faceți-vă și voi multe, multe gâțe. Sau este o metodă mai simplă. Să rugați mamele voastre. Vă place? Să dați un like dacă vă place! Și mie îmi place. E frumos. Gata. Să trimiteți acest video la... Câți prieteni?
să înveți, ca să vadă și ei cât de multe cât am eu, adică cât de crățoasă sunt eu și cât de multe gâțe aveau. Bun, dar dacă v-a plăcut acest vlog și părul meu creț, să nu uitați să dați un like și să vă abonați. Pa, pa, prieteni, și noi ne vedem data viitoare cu un alt vlog cu creții mei.